pentru început am să vă rog să ne explicați care este diferența dintre chisturile ovariene și sindromul ovarelor polichistice. Înțeleg că se face o confuzie în privința aceasta. De către pacienți. De către pacienți, da. Deci, ca să explicăm, poate ar fi necesare un pic de precizări de fiziologie a ovarului. Femeia de la naștere are un număr constant de foliculi ovarieni. Sunt structurile care pot produce ovule, foliculii ovarieni. Și lună de lună, începând cu pubertatea, maxim 10 foliculi, un număr variabil între 5 și 7, iau startul în a forma ovulul respectiv, dar numai unul este câștigător și la mijlocul ciclului ovarian, care trebuie să țină 28 de zile, ovulează. Ovulează și în urma lui rămâne un corp galben de sarcină, se numește. Se liberează ovulul, care toată lumea știe, se întâlnește cu spermatozoidul și rezultă un ou, un copilaș. Da. În cazul chisturilor ovariene și mai ales al celor funcționale, foliculii respectiv care iau startul la începutul lunii se dezvoltă, există unul câștigător care se dezvoltă mai mult decât ceilalți, dar nu reușește să ovuleze, crește foarte mult în dimensiuni, peste 3 cm și acelea sunt numite chisturi funcționale ovariene, care au o anumită dimensiune și este unul pe ovar, nu ca în cazul sindromului ovarelor polichistice, unde sunt cel puțin 10 și au dimensiuni foarte mici de 5-7 mm. Există și un alt tip de chis funcțional numit luteinic, care se poate forma din corpul galben gestațional, ce rămâne după folicul rupt, se formează tot așa o pungă cu lichid, care poate avea 3 cm sau peste. Da. Pacienții fac această confuzie pentru că există aceeași denumire în sensul de chist. Da, pentru că există chist în denumire. De fapt, există și denumirea de sindromul ovarelor micropolichistice. Adică micro înseamnă mic. Nu e vorba de chist. Sunt niște chisturi mici care se produc din cauza unui dezechilibru hormonal și foliculii respectivi nu reușesc să se dezvolte, rămân toți la aceleași dimensiuni mici. Nu mai au o secreție normală de estrogeni, cum ar trebui să se producă, și de progesteron, ci de androgeni. Androgeni care duc, în cazul sindromului ovarelor polichistice, la hirsutism, acne, tulburări de menstruație, normal, oligomenoree până la lipsa... Oligo înseamnă rar, menstruații rare. Până la lipsa menstruației noi spunem amenoree. Acestea sunt și simptomele asociate acestui sindrom? Sunt o parte din simptomele. Mi se pare absolut necesar să fie prezente pentru diagnosticul simptomului tulburările de ciclu menstrual și spațierea aceasta între menstruații, care nu mai are loc la 28 de zile, ci la peste 35 de zile, până la lipsa menstruațiilor în cadrul mai multor luni, peste 6 luni, îi spunem amenoree. Cum afectează acest sindrom al ovarelor polichistice fertilitatea femeii? Femeile produc o cantitate mică de androgen, hormon sexual masculin, mult mai mică decât la bărbat. În cazul sindromului ovarelor polichistice există o producție crescută de androgeni, care duce la lipsa creșterii foliculare, foliculii nu mai cresc, rămân mici, aspectul ovarelor este micropolichistic și ne reușim să crească, nici măcar unul, cum ar trebui, nu reușește nici să ovuleze. Asta datorită unor dezechilibre hormonale care apoi apar într-un cerc vicios, printre care și scăderea LH-ului, scăderea unui hormon hipofizar care reglează ovulația și creșterea foliculară. Este ereditară această boală? Se transmite genetic de la mamă, da, către fiică? Este ereditară și de obicei
persoanele care au mama sau surorile cu sindromul ovarului polichistic au un risc, se spune, de până 50% de a face sindromul ovarelor polichistice. Ce alte afecțiuni mai poate genera acest sindrom? Da. Poate genera afecțiuni de tipul accidentelor coronariene, infarctului miocardic, prin creșterea lipidelor din sânge produse de androgenii care sunt crescuți în cazul sindromului ovarian polichistic. Mai poate provoca diabet zaharat de tip 2, deci din acela la care nu trebuie de la început insulină, decât în stadii grave se tratează cu insulină, pentru că apare o rezistență scăzută la insulină. Insulina este cea care reglează nivelul glicemiei în sânge. O rezistență crescută, aici trebuie modificat. Fiind o rezistență crescută, organismul nu folosește glucoza, aceasta crește în sânge și se produce diabetul zaharat. Aceste boli presupun că apar în timp și nu neapărat imediat, adică au nevoie de o evoluție îndelungată. Da, aceste boli apar, exact, au nevoie de o evoluție îndelungată. Și altele ar mai fi hiperplazia endometrială, adică îngroșarea mucoasei uterine, și cancerul de sân și de uter, noi zicem endometrial, asta printr-o producție de estrogen un pic crescută, moderat crescută, producție care apare din transformarea testosteronului la nivel periferic într-un estrogen pe care noi nu-l avem într-o concentrație atât de mare. Sunt mai multe tipuri de estrogeni.